Judecătoria Buiucan a respins demersul Procuraturii Anticorupție privind aplicarea în prevința fostului președinte al Comitetului de Creditare ai Băncii de Economii Grigore Gachkevici a arestului preventiv de 30 de zile. Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii Generale, inculpatul a fost eliberat imediat din sala de judecată. După ședința de judecată de luni, 21 martie, procurorii au anunțat că vor depune recurs la Curtea de Apel. La scurt timp însă, procurorii și Centrul Național Anticorupție l-au reținut din nou. Potrivit informațiilor CNA, fostul președinte al Comitetului de Creditare a fost escortat și i-a fost prezentată ordonanța de bănuit pe un nou episod ce vizează fraudele de la Banca de Economii. Acum o lună, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată al 10-lea dosar de învinuire a fostului președinte al Comitetului de Creditare al BEM, care, de comun cu alți 4 foști membri ai Comitetului, ar fi încălcat regulile de creditare cu cauzarea instituției financiare a daunelor în proporții deosebit de mari. Potrivit celor constatate de procurori în perioada 2010-2011, fostul președinte, în coparticipare cu alți 4 membri ai Comitetului de Creditare al BEM, au acordat credite neperformante în sumă de 244 de milioane de lei pentru 3 firme. Pentru comiterea infracțiunii respective, legislația prevede amendă sau închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.